La 6 dimineața, polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sprijiniți de jandarmi, au descins în cele trei locuințe ale suspecților. Într-un apartament din Faleză Nord, mascații au intrat cu forța, au spart ușa pentru că suspecții refuzau să deschidă. Anchetatorii spun că membrii grupării 4 la număr făceau trafic de droguri, în special etnobotanice. Într-adevăr, în locuințele lor au fost găsite substanțe psihotrope. Traficul de droguri nu era singura ocupație a suspecților, spun anchetatorii. Cei patru bărbați ar fi fost și proxeneți, iar unele dintre fetele care se prostituau pentru ei sunt minore. De altfel, în apartamentul din Faleză Nord a fost găsită o adolescentă de 14 ani. Fata a fost dusă și ea la audieri împreună cu cei patru bărbați. Din cele trei locuințe percheziționate, anchetatorii au ridicat calculatoare, etnobotanice și alte probe. La finalul audierilor vor decide dacă suspecții vor fi reținuți pentru 24 de ore.